doamne președinte, care din probleme are probleme de sănătate și nu poate fi prezent la ședințele din Consiliul Local, propun Consiliul Local să-și aleagă un nou președinte pentru următoarele 3 luni. Nu pentru următoarele legea, nu și pentru următoarele luni. Pentru doamna nu pe președinte ședințe, doar pentru ședința de astăzi. Ce să facem? Dacă permiteți, ar fi indicat să propunem o doamnă sau un bun consilier care nu a mai fost. Și avem doamna Alexandra care nu a fost președinte de ședință. Deci ar fi echitabil să o propunem pe doamna Alexandra. Deci eu aș propune pe doamna Alexandra. Care să o propune? Propun pe doamna Lupu Alexandra. Propuneți. Deci așa ar fi indicat. Pe jaltă propune? Da. Lăsați-vă în urmă, dar nu. Domnul Bucur? Domnul Bucur. Mai sunt și alte propuneri? Supune la vot prima propunere și doamna Bucur. Nu este un secretar să pune la vot în urmă. Deci, domnul primar nu are nici atribuții în funcționalitatea și supusul la vot. Domnul secretar, vreau frumos să... Da, supunem la vot prima propunere a domnului Toma, doamna Bucur, președinte Consiliul Local, pe următoarele 3 luni. Cine este? Deci, 1, 2, 3, 4. Abțineri? Vorbim împotriva? Nu. Bun. Următoarea propune, domnul Mândrea, propune pe domnul Bucur, președinte de ședință, pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru? Mâna sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 voturi. Cine se abține? Împotriva? Păi și voturi? 6. Matematica e grea, să nu știu. Matematica e grea. 6 voturi, da? Nu, 3 este. Nu este, 3 este 7. 3 este 7, da. Mă trebuie să faci. Mai este, pentru că sunt 11 prezenți la ședință și ea. Da. Deci cu majoritate simplă, domnule. Da, majoritate simplă, este. Să se duc în București, da. Și atâta. Da, corect. Da, domnul Bucur, președinte ședință. Jumătate pe sumă, domnul. Jumătate pe sumă de cei prezenți. Suntem și prezenți de 6, da. Deci doamna Neagu este prezentă pentru că este motivată, este în spital. Credeți-mă. Deci nu ne-a pus să încălcăm legea acum, cum a spus domnul Mișca în ultimul an. Doamne, nu este prezentă. Deci este motivată și este prezentă, domnul. Credeți-mă. Absolut motivată. Păi este prezentă. Înseamnă că el face parte din formă. Deci, 7 consilieri. Atunci, se poate contesta. Să fii prezent. Mulțumim pentru încrederea acordată. Doamnelor și domnilor consilieri, am fost invitat astăzi la ședința din 03-07-2023, ora 10. Cu 4 proiecte și am 5 diverse. Înainte de a propune ordinea de zi la vot, vreau să întreb dacă mai filmăm sau nu. Dacă a apărut caseta din urma trecută. Da, a fost adus astăzi. V-a apărut? Este, da. Cine a apărut? Și de ce au dispărut toate filmările de toate posturile? E posibil să fi fost un raport ceva dat și îl clochează automat. Bine, dacă a apărut, s-a întrebat. Caseta este, CD-ul este la primărie, au lăsat chiar astăzi adus de domnul. Este domnul secretar? Nu este domnul secretar. Nu. Deci caseta... În cazul ăsta pot să-l supun la vot să nu mai filmeze ședința dacă caseta nu există. Trebuie să ajungă la domnul secretar cu proces verbal. La societatea de respectivă. La registratură de o lună de zile, eu propun să nu mai filmați. Facem ședința fără. Păi nu din caseta. Deci facem contract, domnul președinte. Păi da, de caseta sunt neapărat un secretar, cum ajung la el. Ideea e, domnul operator. Domnul, lăsați că conduc eu acum și după aceea că vă scris la pământă să la cap. Sunt să aduc caseta la un secretar, să o liniem și după aceea să o punem la vot în urmă de zi.
Nu discută pe asta. A și caseta, a și din caseta. A și se filmează, că dacă el e pe ședința de consiliu, este public. Trebuie să fie, mai ales că la ședința de consiliu, și peste 5 ani trebuie să fie la archivă. Păi, da, da. Ideea că nu e niște exclusiv TV, aștept-o și ei. Nu m-a șters nimic, nu știu, poate altcineva, eu n-am. Eu am venit exclusiv TV și am spus că, într-adevăr, au șters. Au șters-o în urma unui cerere de la primărie. Acum să vedem pachetul, să zic. Domnul președinte, citiți procesul de bază. Păi, dar, că, dacă a fost și caseta, nu. Păi, să o punem la toată ordinea de zi și după aia dar nu am procesul de bază. Cine este pentru ordinea de zi? Nu, nu, alimentate, dar tot să scrie, dar da, nu, 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 așa, cine de a doua, cine de a doua, din nou, oameni de zi, trebuie să vorbim toată lumea. Împotrivă, s-a abținut cineva, o abținere. Acesta este CD-ul din 7.6.2023 de la ședința anterioară cu procesul verbal de predare primire către primărie și factura care. O, ca să fie înregistrat, de când am dat o fost de la fost așa. Trebuia o gândit pe o lume zi. Așa. Aici așa. Dăm citire, domnul secretar, să citească procesul verbal de la ședința anterioară. Procesul verbal de ședința anterioară, numărul 5.602. În conformitate de prevederile codului de statul ar fi fost 34, baza declarației numărul dispoziției cu numărul 210-205-2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local a Comunei Tamar, județul Toacă, pentru data de 7 iunie 2023, vă rezolvă a fost convocarea ședinței ordinare a lunii iunie. Din verificarea coincidenței de prezență rezultă că la ședința de astăzi, din cei 13 consilieri care compun Consiliul Local a Comunei Tamar, se prezintă 12 consilieri locali, absentă fiind amânarea cu dorință din motive medicale. Asta cu ședința este legat constituit, deci pot începe lucrări. La ședința au participat un număr 12 consilieri locali, primarul, secretarul, domnul Corodeanu Gabi și doamna Chelar. Având în vedere lipsa președintei de ședință, doamna Neagă, primarul propune alegerea unui președinte de ședință în perioada în care ciuște doamna Neagă dorință. Domnul Buzrea propune pe domnul Ceasar, se supune la voci, domnul Ceasar Constantin este ales președinte de ședință cu votul anim, 12 voturi de dar. Secretarul general de citire procesul verbal ședinței interioare și propune președintele de ședință să supună la vot. Președintele de ședință, întreabă dacă se înscrie la punct de vedere la procesul verbal, nu se înscrie, se supune la vot pentru 10, împotrivă 0, abținere 2. Președintele ședință, prezintă organizarea ședinței, prevede hotărâre, numărul 33, privind aprobarea plății drepturi urbanești a felinei personale didactice care solicită cheltuielile de deplasare. Proiect de hotărâre numărul 34, prin aprobarea criteriilor necesare achiziționării de servicii de coordonare artistică pentru ansamblul Tănușanca. Proiect de hotărâre numărul 35, prin aprobarea contului de execuție al bugetului local de vedere și cheltuieli la Comunii Tamar, județul Bacău, situație financiară pe cele două secțiuni de funcționare de votare pentru anul 2022. Se supune la vot proiectul de dezin, votul pentru 12, împotrivă 0, abținere 0. Secretarul general precizează că a de consultare la Comisiunea de Specialitate a fost prezente cu următoarele prezentate cu următoarele considerente. Comisia 1, avizie favorabile pentru proiect de hotărâre 33 și 35, avizie nefavorabile pentru proiect de 34. Comisia 2, avizie favorabile pentru proiect de hotărâre 33, avizie nefavorabil pentru proiect de 34 și 35. Comisia 3, avizie favorabile pentru proiect de hotărâre 33, 34 și 35. Nu avem consilieri locali în incompatibilitate față de proiectele ordinei de zi prezente. Primarul citește proiectul de hotărâre, numărul 33, privind aprobarea plății drepturi urbanești aferente personalului dat, care solicită cheltuielile de deplasare. Președintele ședinței întreabă cine se înscrie la cuvânt, nu se înscrie nimeni, se votează votul pentru 12, împotrivă 0, obține 0. Primarul prezintă proiectul de hotărâre numărul 34, prin aprobarea cheltuielilor necesare gestionării serviciului de condamnare artistică pentru ansamblul Tănușanca. Președintele ședinței întreabă cine se înscrie la cuvânt. Domnul Mișca solicită informații despre activitatea ansamblului, unde se deplasează și un raport de activitate. Primarul răspunde că există la dosar un raport de activitate. Domnul Popa solicită celor din ansamblu să fie mai cooperanți, mai maleabili. Doamna Rucu solicită să fie invitat domnul Vladinski. Domnul președinte, domnul viceprimar Ceasar precizează. Consiliul Local este deranjat de lipsa de transparență și a respectului față de Consiliul Local, precizează că ansamblul nu trebuie să facă campanie electorală.
domnul Toma consideră că ar trebui să existe un program aprobat de Consiliul Local și o justificare a parenților din. Se supune la votul 3-8, împotrivă 1, obține 3. Proiect de hotărâre numărul 35 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local, venituri și cheltuieli a comunei Tănaș, situație financiară pe cele două secțiuni de funcționare. Domnul Toma consideră prezentarea execuției bugetare ca fiind oportună și legală concomitent cu bugetul pe anul 2020. Se supune la vot, vot pentru 9, vot pentru 0, abțineri 3. La diverse, președinte ședință întreabă cine se înscrie la comun. Domnul Corodeanu, îl întreabă pe domnul Toma, îi comunică domnului Toma că hotărârea din HCL numărul 26/2022 se referă la alocarea deșeurilor pe hârtie și indică pe acesta să citească acest HCL și prevederile legale. De asemenea, la acuză de acesta care deversează dejecțiile din gospodărie pe terenul conducător, îl întreabă de ce nu a depus până acum raport de activitate și de ce, prin declarația sale, dintr-o lume paralelă, în ghilimele, dezbine Consiliul Local. Domnul Toma comunică că hotărârea de guvern, hotărârea Consiliului Local numărul 26/2022, privește reducerea minimului 80% și reprezintă la amendament de pus chiar pe acesta. Doamna Chetrava consideră că ansamblu face politica copiilor și mulțumește Consiliului Local pentru votul favorabil dat de legătură cu banii destinați ansamblului. Domnul Toma consideră că 47% din profesorii din România sunt analfabeti și nu înțelege de ce domnul Vladinski se erigează în profesor, acesta nu are o pregătire necesară. Domnul Udrea se nevoiește de probleme personale. Domnul Bucur întreabă dacă suprafața de 53 de hectare din zona Azara este intabulată. De asemenea, precizează că firma care scoate pietrișul în zonă nu respectă limitele avute în concesiune. De asemenea, precizează că firma care exploatează terenul a schimbat destinația terenului din împrejurim și nu mai are de 2 ani autorizație de deplasare pe domeniul public al comunei Tamaș și nimeni nu se studiază acest lucru. De asemenea, aceasta solicită ca inventarea bună primăriei să se facă potrivit legii și acordă un termen de o săptămână. Domnul Toma comunică că în urma controlului funcției de controlare, aceasta a recomandat constituirea de comisii mixte formate din angajații primării și consilieri locali. Propune de asemenea înființarea unei fabrici de pește în comună. Primarul invită pe domnul Rotaru pentru a răspunde solicitările domnului Bucur și acesta spune, pentru a se face catastru pentru foarte mulți bani. Doamna Chetrava propune ca și locuitorii comuni să beneficieze de serviciile oferite în cadrul centrului destinat persoanelor cu handicap. Primarul comunică că deja avem persoane beneficiare acestor servicii și se pot înscrie și alte persoane îndreptățite. Secretarul comunei reamintește consilierului local că până la data 15.06.2020 au obligația de a depune proiecte de avere și interese formate de grup. Am încheiat. Dacă are cineva ceva de legătate, la procesul verbal. Dacă nu este, supunem la vot, procesul verbal. Cine este el? S-a abținut cineva? O abținere. Iau cuvântul domnului primar, la primul proiect, să prezinte și spune din nou. Proiectul de hotărâre numărul 36 din 26/2023. Privind aprobarea contribuției anuale a Partidei Tamaș la procesul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2023. Articolul 1. Se aprobă contribuția anuală a Partidei Tamaș la procesul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2023 cu suma de 3.197 de lei. Reprezentăm un leu locuitor al comunei Tamaș. Articolul 2. Prevederile hotărârii se duc la definire de primar și compartimentul de specialitate. Articolul 3. Prezentă hotărârii va fi comunicat cu comunei Tamaș, compartimentul financiar, contractorul de contabilitate și impozite, adis Bacorul, instituția prefectului de Sfântul Bacor, va fi adus în condițiile legii. Cine are întrebări? Primarul proiectului respectiv. Dacă nu este nicio, o pun la urmă. Cine este pe aia? S-a ținut cineva, împotrivă nu. Dar citire la urmă la urmă. Proiectul de hotărâre numărul 37, privind aprobarea rectificării bugetului local și actualizarea listei de investiții a Partidei Tamaș din 3-7-2023. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local și actualizarea listei de investiții a Partidei Tamaș la 3-7-2023, conform documentelor după cum urmează. Și aici se trimite acasă. Sunt niște bani.
bani în capitol, în capitol, să duc în altul, am avut factori pe care n-am reușit să achităm, pentru că nu mai aveam bani în buget, am făcut pentru asta rectificarea, am 28.000 de plată pentru o factură la internet, nu ne așteptam să fim așa de mare și trebuie să ducem bani acolo, mai totuși încă vreo 10.000 de lei pentru centru de zi, pentru reparații, pentru că n-am reușit să finalizăm, trebuie să schimba scări, nici fi tot pe acolo și ce mai de reparat. Am mai dus, nu știu cât, am mai dus exact, poate 800 de mii, am dus, am luat de la extinderea de iluminat de la Drogu și am dus la Chetriș, pentru a începe proiectul de la Chetriș, sperăm să reușim să-l începem și cam atât. Cam astea au fost modificările din... Ce să scrie la domnul Domnul? Privire la propunerea domnului primar, îmi atrag atenția că legea ne obligă, la momentul când faci referire la un proiect de hotărâre, să te exprimi la forma infinitivă, adică să nu te implici pe tine ta. Pentru că dacă faci referire la o ocupare, că nu mai vrei, că nu mai faci, că nu mai așa, se încarcă legea 24. Ideea e, nu mai sunt bani, s-au cheltuit. Înțelegeți? Forma imperativă. Asta obligă legea. Mulțumesc. Altcineva? Eu am zis-o mai înțeles. Tu nu-ți da vechi idei unde se duc banii. Deci subestimați măsirea. Mă înțeleg foarte bine. Nu s-a înțeles. Ați schimbat pe limba locală. Înțeleg și cum ne-am vorbit cu ce vorba. Mă lăsați să vorbim sau vorbim dumneavoastră? Mare plăcere. Am înțeles, am dat o privire. Am zis-o așa ca să înțeleagă lumea ce se întâmplă. Înțeleg, prima dată nu-i care. Asta e ca de legat. Supunem la cine este pentru. Împotrivă? S-a abținut cineva? Trei abținut. Dăm prima proiectă. Proiectul de hotărâre numărul 38. Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și de venituri și cheltuielile a comunei Tamarul de Țâmbato și situațiile financiare pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 3 al anului 2023. Articolul 1 se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuielile a comunei Tamaș, județul Bacău și situațiile financiare pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 1 al anului 2023. Care rost citesc la da. Întrebări. Da. Acum este să punem la vot. Cine este pe aia? Împotrivă? S-a abținut cineva? Păi abținut. Numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 39. Privind completarea, modificarea și aprobarea statului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tamaș. Statul sau cum zici tu? Statul. Statul. Statutul. Am reiei, dar păcătorii iau problemele. Articolul 1. Completarea și modificarea. Dacă îmi permiteți aici, vreau să trecem deci după procesul de reședință. Acest proiect nu a fost luat în capul nici din Comisia 2, nici din Comisia 1. Deci nu are nici economic, deci nu poate să citiți așa. Deci, ca să intre la început. Eu zic să o închidiți, să te validezi. Domnul președinte, nu închidiți? Domnul președinte, vă dați. Nu, eu vă trăsesc la scurt. Domnul, vă trăsesc la scurt. Mai amintă, mai amintă, dacă nu vă fac să vedeți. Să nu puteți spune ca ordinea din zi. Dar câți ani de zi v-am învățat? Da, deci din punct de vedere juridic, nu poate fi cu urmele, pentru că nu este luat în cauză. Exact, să-l completeze la ce lucru. Și-l prăcurește să se spune. Da, nu este cauză, chiar e foarte bine. Lăsați-mă să termină. Lăsați-mă să termină. Se consideră, deci neluarea în calcul al unui proiect cu da sau nu, așa, se consideră lipsă de activitatea celor trei comisii și acestea nu vor putea fi plătite conform legii. Dar s-a tot mare ce de pe care dacă e bun, e bine, dacă nu e tot, uitați, eu vorbim acum. Domnul președinte, pe lângă. Haideți să vorbim de rând. Am înțeles, dar ce vreau să înțelegeți? Cumva se apozează de chestia asta, dar eu trebuie să o iau în calcul așa cum este. Am consultat și... Vezi că cu jeti tehnicare acolo trebuie să-i ieși. Am lăsat așa specialiști de la prefectura 4 și, într-adevăr, un proiect care nu
are niciun fel de acces. Așa. Nu poate fi doar în același timp se consideră că membrii comisiei nu și-au făcut treaba. Da, se consideră. Păi nu este pe ordinea de zi, nu mai este ordinea de zi. Sau mai asta va spune domnul secretar. Păi nu dată la ordinea de zi, la început. Ați votat la început. Ați votat la început. Ați votat la face prima de zi. Stați în prezent. Stați în prezent. Nu știu ce cum faceți. Doar cu și argumentele mele în care, din punctul meu de vedere, la Comisia Juridică, nu am putut să-mi însușesc un punct de vedere din cauza faptului, deci, într-un motiv negativ, documentele nu au fost puse la dosar așa cum prevede legea, adică din raportul respectiv, doar 5 pagini. De la 5 până la a 13-a pagină, lipsesc de acolo. Vă pot cita. Vorbim doar de infracțiuni, vorbim de nereguli. Deci se opresc la pagina 5, pentru că comisia de verificare, de control, care a verificat un pic cum s-au făcut angajările în Comuna Tămaș, au descoperit niște infracțiuni. Inclusiv, noi, consilierii opoziției, ne gândim, o să ne consultăm să vedem dacă putem sesiza, dacă ne permite legea să sesizăm parchetul de pe Tribunalul Bacău, pentru că vedem aici, nu s-a găsit dosarul angajării domnului X, nu s-a îndeplinit respectarea dispozițiilor locale legale în cazul mutare. Deci, vă rog frumos, doar 5 pagini din 13. Acolo unde era situația mai fermintă, acolo unde era situația mai fermintă, 4 pagini. 4 pagini. Deci, nu că suntem de la 2 la 3, dar încercați să aduceți documentele la Comisia Juridică, așa cum și-o vede legea. 5. Vorbesc pe mine. Mulțumesc. Domnul Tomas, să trebuia să spuneți înainte de a vota ordinea de zi. Ce trebuia să... Nu, ordinea de zi nu este pe ordinea. Tocmai asta v-a spus domnul secretar. Un proiect care nu îndeplinește condițiile de lege, și dacă aveți nevoie, puteți veni la primărie și solicitați. Aha. În primul rând, ați avut 7 zile la dispoziție. Comunicarea documentelor este obligație. Nu trebuie să vedeți că acest proiect mi s-a pus la dosar. A studiat problema, deci nu avem mai nicio modificare. S-a pus la dispoziție incomplet. De 15 pagini, doar 4. Nu te zice că trebuie să vă pune 15 pagini și să spui. Eu nu supun la vot, domnul primar, dacă domnul secretar spune că mi-a zis că eu nu supun la vot, eu președinte ședinței, să nu supun la vot acest proiect. Scurt! Conform raportului de control, ne obligă și spune destul de clar că în urma efectului în analize asupra fișa postului, fișei postului menționate anterior, s-a constatat că atribuțiile stabilite prin acestea sunt corespunzătoare acestor activități care implică exercitarea prerogativelor de putere. Ce înseamnă asta? Totodată, potrivit dispozițiilor articolului 370, alineatul 4 din codul administrativ, dragilor, stabilirea postului de regim de funcție publică este obligatoriu. Ați luat la cunoștință hotărârea dumneavoastră. Evident,
Domnul consilier, dacă nu este favorabil, nu-l supunem la vot. Trece la diverse. Ce să scrie la diverse? Dacă nu avem un invitat aici. Părerea dumneavoastră, ce dumneavoastră aveți? Am ce scuze, cu am devenit nu ați trece cu treaba. Eu am dat unul primar, știi, mai bine. Mai bine, mă numiți. Să nu cu Ionuț. Domnul primar mi-a spus că mi-a venit să hotărați pe aici, am ședința de consiliu, problema mea care o am. El știe mai bine, domnul primar. Așteptăm până îi pune mai degrabă problema, știu că ce, domnul primar. Da. Legătura acolo la mine cu pământul la care se spune la cheia primăriei acum, aș dori doar să traversez pe acolo, să fac un codeț în față, sau un codeț normal, în fața casei, doar să trec pe acolo. Pur și simplu, nu e nimeni nimic, doar să mi se dea voie să trec pe acolo. Atât de tot. Deci, drum de acces. Domnul răspuns, spui. Nu am discutat cu domnul primar, știu și eu situația de acolo, să aștept un pic până se termine inventarul domeniului public, este de demolare, și când se termine inventarul public, mă înțelegeți, să vedem suprafața respectivă, să o includem în domeniul public, da. Și atunci să vedem ce măsură să putem da drumul ca să faci matarea acolo un potez sau ce vrei să faci. Deocamdată intrare în urmă ai, de atâția ani zile, ai până intrare. Da, foarte rău, pentru că vreau să fac și eu în față. Pur și simplu să ies în drum și eu în stradă. Eu atât am fost să spun la domnul primar, poate să spun mai mult. Vă dau sute de exemple care sunt așa ceva, dar nu singur. Adică să facem un pic diferența aici. Pur și simplu vreau și eu o intrare în față, pentru că acolo iară intru foarte rău. Nu, n-am făcut necesar. Am dat soluția atâta este pentru ca să scoatem terenul respectiv, să băgăm în domeniul public și după aceea de domeniul public. Ai de tare, deci ar trebui să-i răspund. Ca să nu știu lumea asta, beneficiată, în spața ta. Ca să nu știu ce trebuie să ai de două cu intrarea. Dar nu știu simt doar că trebuie să fie și noi în țară. Lăsim și unul. Oamenii de pe acolo spun că vreau eu să iau acolo, nu e nimeni nimic. Pur și simplu doar să-l avestez și eu, ok, domeniul public. Eu trebuie să-l avestez. Doar să-l avestez și eu. O grabă să iese în mare stradă, cum iese toată lumea, pot să dau 100 de vin toată lumea asta. De ce nu pune la mine acolo o situație? Da, bine, eu dumneavoastră acolo zic că când a, și când ați împărat, știați foarte bine că nu e domeniul public, nu e domeniul public. Și eu o suprafață destul de mare, în care e pe domeniul privat acum. Okay. Câte exemple pot să vă dau de mână asta? Mergeți cu mine și mă rog să vă dau de 100 de exemple. Eu să termin și eu ce am. Ideea este că odată ce v-am lăsat să faceți pădețe acolo, nu mai se poate face nimic, rămâne... Ok, rămâne pe pădeții. Rămâne pe pădeții, dar nu se mai poate. Ideea e că cum ați putut atâția ani, că sunteți de 20 de ani, cred că e casă acolo, nu știu de timp. Oricum, două poți mai stăt. Ia să mai redătăbdați un pic, mai vreați mai mult, că e foarte mult de lucru la anul. Ia să mai redătăbdați un pic să vedem ce se ce hotărâți să ia. Dar... Dacă e domeniul primăriei, ce îi faci din avoastră pădeți? Nu? Așa e, dar intre și el la care dacă cu omul. Părerea mea! Așa, faceți așa acolo, dar e și la care cu omul. Părerea cu jet. Domnul Șoară, ați spus atât de aici să fie o dărere din poziție. Și pare să sală. Ce? Pare să sală. Da. E frumos. Pare să sală la fără la băiața. Pare că se lucra. Ne supărați, colegii mei, dar pe bună dreptate. La divers, domnul viceprimar, și eu să te întreb, cum stai pe inventarul mijloacelor de funcție? În ce stadiu ești? Au început să-mi apară listele, deci s-au făcut inventarul, aștept, e incomplet. Deci nu mi-au adus la mijloacele fixe lista. Deocamdată am numărat tot ce s-au putut număra. Una din președintele comisiei, doamna Nechifori, e plecată, sau domnule comisiei, e în concert, dar au făcut la școli. Centrul de zi, nu mi-au dat azi, vă promit că mă duc să văd în ce stadiu e.
au avut teme până cu pe 1.07, sunt prezintivistă. Și pe domnul primar l-a întrebat ca să dea un răspuns pe acolo, pe domnul primar, dacă nu-ți pune la dispoziție contabilă ca să-ți dea listare toate pentru tot ce este inventat, el știe că e pasibil de penal, că nu-ți pune la dispoziție de 2 ani și ceva de zile. Eu sunt pasibil de penal. Probabil nu sunt de aia. Păi nu, primul rând s-a dat dispoziția luna 2 și pe anul trecut. Da. L-am pus președinte. Dar nu se face treaba. Deși e de listare. Spune că nu s-a operat de toate, nu s-a operat de toate în calculator. Ce-a scris de ce modul ăsta? Bun, doar de bun, nu sunt bărate în calculator, mașini, toate ce nu sunt. Cred că trebuie să mă ocupe persoana, dar sunt spunea președinte și ai dispoziții de emasă. Dacă îmi permite, domnul primar, eu am avut o adresă către dumneavoastră înregistrată, văd și acum că am făcut-o la fiecare comisie, au luat la cunoștință, am primit un exemplar, deci SFS nu vor să dea lista de inventar. Cine? Vaba trasă, cine? Contabil atâta trebuie să facă, fac să dea după la lista de inventar. Bă, ce ca sunt, ca sunt, dar dați-mi, da. Poate de poate de spune că nu sunt operat, e calculator. Deci, vă avem, le-am dat cu orice informație. E operat, e calculator. Ne-am adus la cunoștință. Vă rog, până pe 307 să predați cu sunt inventat. Domnul primar, dar suntem în contact, vreau să ne explice. Dar dacă nu e aici, ați ieșit acolo. E concediu? Am înțeles că sunt lucrurile, am înțeles că... Ați primit o parte din... O parte, am primit acumărat. Bă, ce le-a numărat, exact numărând așa. Numai ouă, numai de asta. Da. Și altceva, aș vrea ca caseta din luna trecută să fie difuzată pe site-ul primării, iarăși, ca să fie să o vadă toată lumea că nu a fost văzută. Așa, ca să fie clar. Da. Dar cum mai este de chita primării, nu se fie mai multe. Mai e mult. Da, domnul primar, mă are ceva zis. După domnul primar, dacă veniți. Domnul consilier, ieșiți, intrați aici la bar, de față în prezentarea voastră, nu la bar, aici o ședință de consiliu local, comunitatea administrativă, o sală și ședință. Lasă pe la mine, a spus domnul primar. Ați ieșit și fără acordul în domnul președinte, fără avut niciun acord. Unde vă credeți că asta nu vreau? Nu este așa. O cereți voi să ieșiți. Da, da. Un pic ca să... Legat de ansamblul folcloric Tămășan, că v-a primit o invitație, și dau și citiri. Primăria și Consiliul Local Săucești au deosebirea mare. Ne-am invitat la festivalul de cântece și danțuri populare Măguraș Săuceștea. Aflat al noua ediție, în perioada de 13-14 2023, sub egida Zilelor Comune Săucești. Ansamblul folcloric Tămășan a fost invitat pentru a ține un eveniment. Da, de bine, foarte ziua asta. Da, perioada se vorbește ușura. 13-14. Vreau să invit săptămâna asta, e săptămâna, ca să am așa mintit, nu mai e, nu am pierdut. Avem o săptămână cu activitatea la centru de zi cu școala de vară, numită școala de jocuri de vară. Vreau să invit toți copiii și nu numai din comună să fie prezenți la diverse activități. Marți o să avem film aici, în parcul central, miercuri o să avem foc de tabără. Astăzi o să punem la punct detalii, să vedem unde o să fie focul de tabără și rest activitatea centrului de zi. Asta m-am adus. Da, după toamna, dacă ați revenit. Aș vrea să aduc la cunoștință că se continuă cu aceleași minciuni, cu aceleași infracțiuni. Constat încă o dată, deci o spun cu cea mai mare responsabilitate. În spatele primarului avem o grupare infracțională. Avem oameni care nu fac altceva decât uneltesc la terenul celor bătrâni, la oameni în vârstă care nu au mai lucrat. Avem familii care nu pot să-și ducă o existență sănătoasă din cauza amenințărilor primarului. Vă rog frumos, consilierii locali, avem aici de față, am înțeles că un caz în care o familie nu poate să aibă acces la drumul public pentru că primarul, vezi, Doamne, îi se împotrivește. Rog încă o dată, parchetul
să se sesizeze cu privire la activitățile domnului primar. Primarul nu are alt interes în comuna Tamaș decât să ia numai 200 de milioane. Cetățeni, încercați să înțelegeți că dânsul ar vrea pe viață să ia 200 de milioane pe lună. De fapt, nu face nimic, numai poze și povești. De fapt, mă amenință pe mine, amenință pe ceilalți consilieri, își atrage în jur tot felul de drogați, tot felul de persoane care nu fac altceva decât încalcă legea de dimineață până seara. Dacă noi, consilieri locali, nu ne trezim și să stopăm grupul ăsta infracțional, să știți că într-o bună zi, inclusiv fiecare cetățean din comuna Tamaș o să sufere. Și o să sufere de ce? Din cauza faptului că demnează banii publici. 200 de milioane de lei pe lună încasează primarul pentru a fi zis să ne mintă, să ne spună niciunul. Dar eu aș vrea să vă bucur, eu am ceva referitor de bani, sunt întrebat de inventariere. Sim. Aveți posibilitatea, eu sper ca săptămâna asta să plătească, pot să finalizez inventarul, aveți posibilitatea să-i chemați în fața Consiliului Local și aveți și la dispoziție, puteți să-i diminuați din salariul. Au un coeficient acolo. De ce nu și-au făcut? Pentru că primarul și secretarul. Primarul și secretarul. Și eu nu sunt în mână. De nu, ce să mă duc? Să mă omor, să o strâng de cât pe contat? Vreau să aveți posibilitate să o chemați la urmă. Dacă îmi permite, vreau să propun și eu ceva consiliu local, domnul președinte. Este o pagină de Facebook numită Consiliul Local Tamaș. Numită Consiliul Local Tamaș, în care se postează operații de voi, licitații de cărți, promovări pe Consiliul Local Tamaș. Propun Consiliul Local să nu accepte sau să ia o hotărâre, dacă vrea sau nu, să mai posteze așa ceva pe Facebook. Pentru că mie personal nu mi se pare ok ca lumea să vadă Consiliul Local Tamaș și să vedem unele operații făcute la voi care chiar nu mă interesează pe mine personal. Sau cărți scrise care la fel nu mă interesează și nici nu mă să citesc în viața mea, dacă domnul Liviu. Ce promit, e de acord sau nu să mai posteze în continuare pe acea pagină? Vă rog, domnul președinte, de la... Chestii personale? Chestii personale? Legat de noțională? Vă aduc la cunoștință că teama vizibilă pe care o are primarul, că în final grupul infracțional și drogații din spatele dumnealui vor fi prinși, pentru că am înțeles că avem un dosar al DICOT pe raza comunei Tamaș, vedeți? Un dosar al DICOT în comuna Tamaș, în care diferite persoane din anturajul primarului nu fac altceva. Eu personal am primit amenințări din partea găștii, inclusiv din partea tatălui Mateiș, care mă amenință de dimineață până seară, că dânsul mă execută, mă face nu știu ce. Cu privire la grupul acela, Consiliul Local Tamaș, vă aduc la cunoștință că, într-adevăr, eu i-am dăruit câteva cărți pe care le-am scris domnului primar, dar am constatat că nu a reușit să le citească pentru că observ că nu este capabil să citească. Nu mai un pic. Îmi cer scuze că v-am dăruit cărți, am vrut să vă trezesc la realitate, pentru că vreți să facem ceva pentru comuna Tamaș. Să schimbăm prețul la apă, la canal.